Astăzi se decid tăierile, domnilor și domnilor. O să vedem de unde scot banii guvernanții. În aceste momente, miniștrii Partidului Social Democrat sunt în biroul liderului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Miniștrii PSD vin și prezintă cifrele. O să vedem imediat și ce spune premierul. Și de asemenea, declarația controversată a ministrului care se ocupă de banii din fonduri europene. Din nou suntem condiționați, inclusiv cu aceste tăieri, de ceea ce a fost scris în planul de redresare și reziliență. Mergem înainte de toate la colegul meu, Vasile Marcu, este în Parlament. Bună ziua, Vasile, ministrii în aceste momente cu cifrele, cu documentele, se discută cu Marcel Ciolacu. De mai bine de o oră sunt în biroul Marcel Ciolacu. O parte dintre miniștrii social-democrați era ministrul culturii, ministrul transporturilor, ministrul apărării, inclusiv liderii de grup de la Camera Deputaților și de la Senat sunt aici și secretarul general al guvernului Marian Neacșu este prezent în biroul președintelui PSD Marcel Ciolacu. Discută despre optimizările pe care trebuie să le facă miniștrii social-democrați în perioada următoare, optimizări ale bugetelor pe care le au la ministere în condițiile în care trebuie să le reducă drastic. 20 de miliarde trebuie să scoată miniștrii cabinetului Ciucă pentru a acoperi gaura de la începutul anului. O gaură care ar fi trebuit să fie acoperită cu încasările la buget, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Încasările pe primele 3 luni sunt mult mai mici decât cele așteptate, așa că în momentul de față, iată, trebuie să acopere 20 de miliarde de lei și spunea atât premierul cât și Marcel Ciolacu că aceste tăieri vor avea loc de la ministere, fie din bugetele pentru cheltuielile ministerelor, cel mai probabil de acolo, iar atât premierul cât și Marcel Ciolacu spuneau că nu se vor atinge de salariile bugetarilor, însă în acea informală trimisă de premier către miniștri nu se precizează acest lucru. La începutul săptămânii trecute a fost trimisă o hârtie către ministere prin care se cerea o reducere de cel puțin 6% a bugetelor ministerelor, dar în acea hârtie nu se precizează că n-ar fi prinse și salariile, însă, repet, atât premierul cât și Marcel Ciolacu spuneau că salariile bugetarilor nu vor intra la aceste tăieri. Vasile Marcus, mulțumesc pentru aceste informații. Așteptăm deciziile și concluziile acestei discuții. Spuneam, miniștrii PSD sunt în biroul președintelui social-democrat. Alături de noi, în direct, sunt și le mulțumesc pentru asta Adrian Cosma, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Cosma! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Și eu vă mulțumesc de asemenea, Bogdan Cojocaru, prefect, lider al Partidului Social-Democrat. Bună ziua, domnule Cojocaru! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Spunem așa, este ziua decisivă pentru tăierile bugetare. Este și un ultimatum dat de premier și expiră în doar câteva ore. Miniștrii, toți miniștrii, și ai PSD, și ai PNL, și cei de la UDMR, trebuie să vină în ședința de guvern cu strategiile pentru a tăia undeva la 6%. Însă ministrul Marcel Boloș spune că tăierile ar putea să fie între 5 și 10%. Colega mea, Cătălina Mănoiu, este la guvern. Bună ziua, Cătălina. Ultimatum, spuneam, dat de premier. Ce spun și miniștrii PNL? Bun găsit! În ședința de guvern, miniștrii vor veni cu planurile pentru reducerea cheltuielilor. Vorbim despre o reducere într-adevăr de 6%, 20 de miliarde de lei, atât este gaura la bugetul de stat, care trebuie să fie acoperită. Nu vorbim despre o sumă fabuloasă care ar pune probleme. Aceste cheltuieli ar putea fi făcute, spun surse guvernamentale, și reamintesc că și în vara anului trecut am avut reduceri de cheltuieli cu până la 10%. Atenție, însă, vor fi reduceri diferențiate, pentru că sunt instituții care nu vor avea de unde să taie, dar sunt instituții care au mai mulți bani alocați la capitolul bunuri și servicii și atunci acolo economia va fi considerabilă. Pe lângă acest plan de reducere al cheltuielilor cerut fiecărui ministru, trebuie să spunem că la nivelul Ministerului Finanțelor se pregătește și un plan general de reducere a cheltuielilor care să ajute țara noastră să se încadreze în obiectivele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai exact, știm că la Ministerul Finanțelor se ia în calcul redactarea unei ordonanțe cu măsuri fiscal-bugetare care să includă, de exemplu, eliminarea sporurilor acordate în pandemie. Aici am văzut deja o primă reacție din partea sindicaliștilor din sănătate, care spuneau că în acest domeniu nu ar trebui să scadă salariile, dimpotrivă, pentru că dacă s-ar întâmpla această scădere, atunci ne-am putea confrunta cu un exod al cadrelor medicale. Potrivit unor surse guvernamentale, nu este certă decizia de eliminare a sporurilor. Mai degrabă, surse apropiate premierului susțin că aceste sporuri ar putea
putea să fie păstrate pentru că în continuare acest virus COVID-19 există. O altă măsură vizează înghețarea oricăror majorări salariale, practic eliminarea lor, dacă ele sunt în plan, până când vom avea legea salarizării bugetare. Ar trebui să înghețe și angajările la stat, spun surse guvernamentale de la 1 mai. Sunt măsuri care vizează și cheltuielile pe care le vor avea celelalte instituții. Am putea să vedem o limită lunară de cheltuieli, dar și interdicția de a acumula pensia cu salariul la stat. Într-o primă măsură se vorbește despre pensia anticipată. Cei care au ieșit la pensie înainte de vreme și au beneficiat de legi speciale nu se mai pot reangaja la stat. Sunt doar o parte dintre măsurile discutate care trebuie să primească acordul coaliției de guvernare, iar mai apoi cel mai probabil săptămâna viitoare să fie prezentate în spațiul public. Aceste măsuri vizează aducerea mai multor fonduri la bugetul de stat, astfel încât România să se încadreze în obiectivul asumat în PNRR. Și exact despre asta este vorba, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult, Cătălina. Condiția pe care noi o avem, impusă de Planul Național de Redresare și Reziliență. O să vedem imediat, doamnelor și domnilor. Domnule Cojocaru, vin întâi la dumneavoastră. Este un plan de austeritate. Cine a greșit când a făcut calculele? Sunt totuși 20 de miliarde de lei care lipsesc, o gaură în buget, iar acum cei care trebuie să plătească, sau cel puțin astea sunt variantele pe masă, tăieri de salarii, reduceri de personal, fie că vorbim de taxe, iată, însă și reduceri de sporuri, de exemplu, și cred că acolo sunt mulți bani de tăiat. Cred că nu ar trebui să vorbim despre austeritate, așa cum și mai devreme s-a folosit un termen foarte important, este o ajustare a cheltuielilor pe care le au în momentul de față diverse instituții publice, de la nivel central până, cu siguranță, poate și la nivel local. Partidul Social Democrat a exclus categoric încă din primele minute ale de când a apărut acest subiect, varianta ca tăierea salariilor să fie o soluție sau tăierea sumelor alocate pentru investiții. În niciun caz Partidul Social Democrat nu va accepta astfel de lucruri și prin prisma faptului că nu ne dorim să aplicăm politici care nefaste care au fost aplicate în perioada Băsescu-Boc. Și atunci cam care ar fi propunerile Partidului Social Democrat? Nu tăiați de la salarii, spuneți că nu veți fi de acord și nici cu faptul că e posibil să fie dați oameni afară. Care este măsura? Oamenii care lucrează în sistemul privat, dar și cei care lucrează în sistemul de stat, au fost deja afectați de inflație și de alte lucruri care le-au afectat pe toți la rândul nostru. Corect. O diminuare salarială ar însemna o amputare drastică a puterii de cumpărare, ceea ce Partidul Social Democrat exclude din start, iar legat de investiții... Domnule Cojocaru, iertați-mă, care este măsura? Am înțeles că nu va face Partidul Social Democrat. Atunci de unde reduceți bani? Cu ce e de acord Partidul Social Democrat? Care e propunerea? Vă dau două, trei exemple din ceea ce există în momentul de față în discuție și cu siguranță în urma analizelor pe care le vor face colegii noștri din ministerele, reducerea cheltuielilor neesențiale, legat de cumulul pensiei încasate de cei care vor să lucreze în continuare la stat. Ministrul Finanțelor a inițiat această discuție și cu siguranță, în afară de aceste propuneri pe care le-am dat eu ca exemplu, vor fi mult mai multe variante de lucru, în așa fel încât angajații să nu aibă de suferit. Bun, haideți să vedem ce spune domnule Cojocaru, domnule Cosma și ce spune premierul Nicolae Ciucă și o să vedem imediat și declarația ministrului, spuneam, controversată aș putea spune, în legătură cu felul în care se vor tăia și cum se fac reformele la noi în țară. Iată însă declarația premierului Nicolae Ciucă. Am cerut să vină cu propuneri miercuri pentru reducerea acestor cheltuieli, ca domeniile salarizare și investiții să nu fie afectate. Ca atare, suntem în săptămâna mare, nu cred că trebuie să le dăm oamenilor astfel de mesaje. Mi-asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce spun acum.
Bun, o să urmărim toate aceste lucruri. Înțeleg că am pierdut legătura cu liderul PNL, Adrian Cosma. Încercăm să refacem această legătură. Haideți să vedem și ce spune ministrul fondurilor europene, spuneam, doamnelor și domnilor. Noi avem acum, în momentul de față, o cheltuială cu salariile în sistemul bugetar, undeva în jur la 110 miliarde de lei. Mai mult decât atât, vorbește despre ce s-ar putea întâmpla din perspectiva PNRR, însă tot ministrul Marcel Boroș vorbește, atenție, despre o revizuire a salariilor și este până la urmă despre ce este vorba în acest moment. De asemenea, o potențială reducere a numărului de bugetari, spune Marcel Boroș. Liderii al Partidului Național Liberal nu sunt, sau cel puțin nu au fost discutate până în acest moment în